dacă ție ți-e foarte bine cu ceea ce faci, și ceilalți vor beneficia. Dar dacă faci de la nivelul de a-i satisface pe ceilalți, nu e o construcție pe termen lung. Pentru că ceilalți își vor schimba tot timpul mood-ul și nevoile și tu nu poți să te adaptezi tot timpul. Și ieri aveam, cred că eram vreo 15 în întâlnire și le-am spus un lucru la un moment dat, că eu, mesajul meu ajunge diferit la fiecare dintre ele. Pentru că ajunge în funcție de experiența lor de viață, de starea lor din acel moment, de nivelul lor de vibrație, de nivelul lor de conștiință. Și dacă eu aș încerca să modulez speech-ul pentru fiecare, aș fi un people pleaser, dar de fapt n-aș fi onestă și autentică și mesajul n-ar ajunge bine. Dar în schimb, când sunt în toată onestitatea mea și ceea ce transmit sunt exact valorile mele, atunci am impact. Bună, numele meu este Dorina și îmi pare tare bine să te găsesc pe canalul meu de YouTube. Dacă stați acest video, nu uitați să mă susții cu un like, cu un subscribe sau cu un comentariu. Am început o serie de interviuri în care vorbesc cu oamenii pe care eu îi consider oameni de succes, oameni împliniți, oameni care și-au urmat visul. În acest clip am vorbit cu Monica Ducu, care este coach, business mentor și speaker. Monica transformă pasiunile în proiecte și în business-uri de succes. Însă nu a fost întotdeauna așa. Acum 3 ani, Monica era director în bancă și nu se simțea deloc împlinită. Tocmai de aceea a ales să-și urmeze visul și să renunțe la jobul din corporație. Și a urmat vocea interioară. În acest clip am vorbit cu ea despre schimbările care s-au impus, despre ce a ajutat-o să facă această tranziție și cum se descurcă astăzi. Personal am avut parte de o ședință de coaching care m-a ajutat enorm de mult pentru că am putut pune în practică, chiar după interviu, acțiuni concrete și am avut un boost de încredere. Îți recomand să urmărești acest clip până la capăt și lasă-mi un comentariu cu sentimentele tale și cu alte întrebări pe care ai vrea să le adresezi altor oameni de succes. Vizionare plăcută! E o călătorie. Ne-ați dat seama că, de fapt, trebuie să te pui pe tine pe primul loc, chiar dacă faci un job sau un lucru, să-i ajuți pe ceilalți, dar trebuie să te pui pe tine în centru și de acolo vei putea radia lumina adevărată, știi? Uite, soarele n-are ca scopul lui principal e să lumineze. Nu e să mă încălzească pe mine. Eu sunt un efect secundar. Faptul că mă încălzește pe mine e un efect secundar. Dar soarele apare acolo ca să-și împlinească misiunea de a străluci în fiecare zi. Copacul acela care dă mere, nu contează dacă eu le mănânc sau nu, el o să le dea la fel de bine în fiecare an. Este și conceptul pe care eu vreau să-l promovez, începe cu tine. Tocmai de aia, când mi-am început blogul, m-am gândit cum vreau să se numească, ce vreau să reprezinte. Pentru că eram tot la fel în perioada aia de a învăța, dar eram timidă, a da mai departe, dar mi-era teamă să spun prea multe. Și vrei să faci ceva, dar ai anumite limite. Da. La nivel aspirațional, ceva din tine cere să încep cu tine. Și probabil că aici e încă un conflict în tine legat de faptul mă pun pe mine pe primul loc sau pe ceilalți. Cumva îți dorești să te pui pe tine pe primul loc pentru că simți că e important asta pentru tine. Pe de altă parte, sunt foarte multe convingeri care spun că ceilalți sunt pe primul loc. Și, cum ai zis, convingeri care vin din copilărie, convingeri care vin inclusiv din statutul nostru de femei. Pentru că, în principiu, o femeie e într-o familie ca ea să se sacrifice pentru ceilalți. Și mentalitatea asta, nici măcar nu e transmisă conștient. Pentru că nu prea se spune această mentalitate verbal.
dar e atât de bine impregnată. Dacă te uiți la o mamă care are copii, băieți și fete, întotdeauna va trata fetele diferit de băieți. Creștem în valorile astea fără să ne dăm seama. Nu-ți dai seama. Cred că dacă pe ai tăi vezi, dacă o văd pe mama că se sacrifică foarte mult, implicit o să mă sacrific și eu, pentru că știu că e normal, pentru că sunt copiii mei. Da, da, da. Și o să te gândești, eu deja am conflictul ăsta între carieră și viața de familie și casă, pentru că vreau să le fac pe toate și vreau să le fac bine. Și nu-mi iese. Dar dau 100% din ce pot. Și oarecum mă simt vinovată dacă lucrez mai mult pentru mine și acasă știu că am vasele nespălate. Este o idioțenie până la urmă, pentru că nu vasele o să te facă fericită sau nu se întâmplă nimic dacă ai 3 fasole nespălate. Hai să te întreb, așa când vei ajunge la finalul vieții și îți vei legăna nepoții, ce vei regreta? Că nu ți-ai urmat inima sau că n-ai spălat vasele? Cu siguranță nu sunt vasele. Ok. Data viitoare gândește-te la asta. Da. Durerea acolo va fi mult mai mare când nu ți împlinești visele. Tocmai de aceea vreau să discut astăzi cu tine și mi-am luat inima în dinți să facem acest mic interviu. Și îți mulțumesc că l-ai acceptat. Și aș vrea să-mi povestești puțin despre tranziția prin care ai trecut tu, despre schimbarea de carieră, de la director regional în bancă, la coach și la faptul de a ajuta oamenii să-și depășească limitele și să devină mai buni, o versiune mai bună a lor. Cum s-a întâmplat? Ce te-a motivat? Păi, știi că cei mai mulți dintre noi, prima carieră, sau mă rog, cariera, ne-am ales o funcție de societate, de standardele societății, de standardele părinților mei. Evident că am urmat facultatea pe care au urmat-o părinții mei. Mi-am dorit să fiu șefă, pentru că părinții mei erau șef, dar modelul era mama. Și am văzut-o, tot timpul am văzut-o șefă pe mama și cumva asta m-a inspirat. Așa că am și ajuns cea mai tânără în poziția respectivă în bancă, pe poziția de manager regional, când aveam 28 de ani și într-un context în care nimeni nu îmi dădea șanse. Era și asta, că nimeni nu credea în mine tocmai pentru că eram atât de tânără. Dar ce m-a ajutat e că am avut doi oameni care au crezut în mine. Și știi, așa cum spune Steve Jobs, nu-ți dai seama de lucruri decât când te uiți în urmă și conectezi punctele. Mi-am dat seama cât de important a fost încrederea lor în mine, pentru că ei se raportau la mine de la nivelul la care deja am reușit sau reușesc. Așa că echipa mea, care nu îmi dădea șanse, sau foarte mulți alți oameni care au văzut saltul pe care îl făcusem la acel moment, nu credeau în mine, nu au contat, pentru că am avut doi oameni care au crezut în mine. Și îmi dau seama că asta cumva mi-a influențat toată viața. Oamenii care au crezut în mine. Nu mulți, puțini, dar cât de importante au fost în viața mea. Și cumva, în mod inconștient, am dezvoltat acest comportament eu mai departe pentru alții. Și am făcut asta pentru colegii mei din bancă de foarte multe ori și de fiecare dată m-au uimit rezultatele. De curând, de foarte curând, cam de acum câteva luni, mi-am adus aminte că bunicul meu făcea asta cu mine când eram copil. Ei locuiau la țară și eram foarte des la ei. Și la munca câmpului sau orice aș fi făcut,
mi-a arătat că pot și era, punea încrederea în mine, încât mi-aduc aminte că nu mi-era frică de nimic, de animalele alea cele mai mari sau de nimic. Acum aș sta departe de ele, dar atunci nu. Și cumva și asta fac acum. Cu clienții mei, le dau încredere în ei că pot și îmi place foarte mult starea asta, îmi place foarte mult să-i văd pe ei cât de fericiți sunt când încep să vadă că pot. Pentru că e temporar. Le dau încredere în ei că pot până încep ei să-și vadă valoarea și să aibă încredere în ei să pășească, să pășească mai departe. Și nu mi-a fost ușor să iau decizia. Am cochetat cu ideea câțiva ani. Fostul meu soț a lansat în 2008 fashiondays.ro, site-ul care a devenit cel mai mare retailer online pe fashion din Europa Centrală și de Est. Și în primul an am fost așa foarte implicată sufletește în proiectul ăla și de asta ne-am și mutat atunci la București. M-a inspirat enorm acel moment și de-aia aveam senzația că vreau mai mult și că pot mai mult, dar recunosc că n-am avut curajul. Poate ce a făcut foarte mult a fost momentul acela de viața la limită, dacă mai trăiesc sau mor, am avut o problemă mai gravă de sănătate în mai mulți ani și acolo s-a dat un reset în mine și mi-am dat seama că vreau ceva pe termen lung, mai mult decât a construi zi de zi atunci și să am o viziune pe termen lung și unde ajung în 20, 30, 50 de ani, cum te-am întrebat și pe tine mai devreme, uitându-mă în urmă, în ultimele momente ale vieții, cum mă simt. Și nu e ușoară întrebarea asta pentru mulți dintre noi, dar e atât de revelatoare. Și am luat decizia să plec. Mi-a mai luat un an să chiar să am curajul să plec. Ce m-a ajutat poate mult a fost faptul că sistemul bancar era și e în cădere liberă și probabil în câțiva ani va fi și mai puțin și mai puțin. Și vedeam tendințele astea în străinătate foarte mult. Vedeam cumva influența și la noi, așa că până la urmă am zis ok, ar fi momentul. Mi-am dat termen până în vară. Dar în martie a apărut o oportunitate, așa că am luat-o și am plecat. Și n-a fost ușor, recunosc. Îmi imaginam că va fi mai ușor. Dar a fost mult mai greu decât credeam, tocmai pentru că a presupus un nou reset. Și ăsta trece prin zero, resetul. Nu se întâmplă pe loc. E un sfat pe care îl dau multora din cei care își doresc să facă pasul. Imaginează-ți că trenul tău merge în viteză pe o șină. Care e jobul tău, cariera ta, viața ta? Vrei altă șină. Dar pentru asta trebuie să oprești trenul și să-l muți pe altă șină. Și după aceea să-și ia viteză. Și durează. Cum am zis, am crezut că eu pot să sar, să pun trenul pe altă șină în viteză, știi? Mi-am imaginat că la mine o să meargă, dar n-a mers. Și din nou ce m-a ajutat a fost să am lângă mine un om care a crezut în mine. Recunosc că acum m-am dus destul de jos, adică, dar aveam nevoie de resetul ăsta, pentru că de multe ori îmi spunea, când scriam, făceam postări chiar și așa, doar mă jucam și scriam și zicea, uite-te, totul e limbaj de corporație,
lasă în urmă ce a fost și acum trebuie să te exprime altfel. Nici cum nu vedeam, asta e, deci n-aveam, asta îmi spunea, reality check, nu ai, și nu înțelegeam și mă supăram și plângeam și o luam de la capăt. Am studiat foarte mult în perioada aia și asta m-a ajutat mult să citesc, să studiez, să văd alte exemple, adică cred că aveam vreo 100 de newslettere la care eram abonată, citeam tot ce îmi pica în mână, să văd ce fac alții. Întotdeauna am fost un autodidact și mi-a plăcut să învăț singură și pot să învăț orice singură, adică eu știu că pot să găsesc orice informație pe net și n-am nevoie să fie structurată. Și probabil și asta m-a ajutat, dar cel mai important lucru e că în momentul în care, și asta e și pentru tine foarte valabil, în momentul în care faci trecerea, e un moment de cădere. E un moment în care a fost luni de zile în care nimeni n-avea nevoie de mine, pentru că toată lumea mă cunoștea de la nivel de director de bancă și n-aveau nevoie de mine la nivel de director de bancă. Nivelul de coach și consultant nu mi-l cunoșteau oamenii. Iarăși a fost trecerea aceea de brand de care mi-a fost nu eram conștientă, dar pe care am învățat să o construiesc. Și ce e cel mai important e să nu fii singură în procesul ăla, pentru că poate fi epuizant și atunci îți pierzi încrederea în tine. Cât de mult a durat tranziția? Sau cum ai procedat mai exact? Ai lăsat jobul pe care l-aveai în bancă și ai început antreprenoriatul? Sau l-ai făcut în paralel un anumit timp până nu știu, până ai avut mai multă încredere în tine, până te-ai lansat? Sfaturile cele mai multe pe care le-am auzit de la coach, de la mentori, era să faci în paralel până ai o anumită certitudine. Nu aveam cum să fac asta pentru că lucram foarte mult și efectiv nu aveam cum să-mi iau energia, timp pentru așa ceva. Și mai e un sfat pe care iarăși l-am auzit și cumva pe ăsta l-am urmat. A fost să am rezerve de 2-3 ani. Adică dacă n-aș câștiga niciun ban timp de 2-3 ani, cum s-ar să pot supraviețui, să pot să nu ajung la limită. Da. Și sfatul ăsta, de fapt, are o profunzime mai mare dincolo de de a avea siguranța că ai bani. În momentul în care încerci să vinzi, să te promovezi, dar tu ești disperat, ai o presiune în spate, nu ești convingător. Pentru că acea presiune, chiar dacă nu o arăți conștient, crezi tu, ea se transmite. Emoția e suficient de intensă încât se transmite la nivel de subconștient. Și exemplul ăsta cel mai bun îl am în bancă. Noi aveam targete, obiective trimestriale și în ultima lună din trimestru, când presiunea devenea tot mai mare, observam cum colegii mei atunci ratau tot mai multe tranzacții. Pentru că discutau cu clienții la nivel de presiune. Și ăla e momentul în care un client ai cele mai mari șanse să te refuze. Și nu-ți dai seama de ce. Dar asta pentru că nimeni nu vrea să cumpere de la oameni disperați. Da. Te grăbești să spui cât de avantaje o să aibă. Da, da, da. Era Napoleon Hill în cartea lui spunea că să-ți arzi toate corăbile, adică să dai totul, să nu ai, de fapt, să nu ai nicio alternativă. E ca și cum reușești sau reușești. Da. Sunt mulți care merg pe principiul ăsta și apoi mai sunt cei care spun, fac în paralel două activități până o să meargă ok și atunci o să-mi permit să renunț la jobul principal. Da. Ți-am zis, depinde și de context și depinde și de mindset, de cum, care mentalitatea fiecăruia. Ce mi se pare mie foarte important e că în perioada tranziției să ai pe cineva care e
așa cum vrei tu să ajungi. Adică, de obicei, când plecăm în călătoria asta, noi avem în jurul nostru, familia noastră, care de obicei nu e în zona antreprenorială, sau, mă rog, mai rar, avem prieteni și colegii de serviciu, care sunt în ceea ce noi suntem și am fost până atunci. În momentul în care pleci în călătoria asta, ar fi bine să ai niște oameni lângă tine care să-ți arate că e posibil, că sunt modele, că sunt mentor, că sunt coach, că e o comunitate de oameni care sunt în aceeași călătorie ca tine. Grupurile de mastermind, grupurile de antreprenori, exact asta te pot ajuta, să-ți dea convingerea, să sădească în tine o nouă convingere că e posibil și pentru tine. Pentru că, de fapt, de asta nu facem pași și de asta ne și oprim. Pentru că nu avem suficientă încredere în noi pe termen lung. Știi, e motivația aia că, wow, astăzi fac extraordinar de multe lucruri, da. În 3 zile dispar, te-ai regăsit, da, am văzut. Da. O știu pentru că am trăit-o și eu și o văd foarte mult în jurul meu. Pentru că, iarăși, o facem de la nivel de voință, știi, motivația aia împinge la nivel de voință, nu e acea motivație intrinsecă ce te face să sari dimineața din pat pentru că ești extrem de pasionat de ceea ce faci. Și mie mi-e foarte greu să adorm seara și am ajuns la concluzia și dorm foarte puțin. Și am ajuns la concluzia că, de fapt, motivul pentru care nu pot să adorm seara e pentru că eu am acel entuziasm care se spune că e bine să te trezești dimineața cu el, eu l-am deja de seara. Eu am senzația că am atât de multe lucruri de făcut și aș mai vrea să fac atât de multe încât nu-mi vine să dorm și când mă pun să dorm, toate lucrurile astea sunt în capul meu. Mi-aduc aminte când eram copil, mai aveam starea asta. Când citeam ceva ce-mi plăcea foarte mult, nu puteam să las cartea aia să dorm. Știam că a doua zi dimineață trebuie să mă trezesc să merg la școală, o să mă chinui. Nu conta. Era atunci, pe moment, vreau să stau în aventuri și în starea aia extrem de faină în care mă încărcam de ceea ce citeam. Zâmbeam pentru că am văzut un scurt video care era o tipă și spunea, astăzi o să am cea mai productivă zi. Câteva minute mai târziu era pe canapea cu telefonul în mână, apoi se juca cu câinele. Da. Cred că ne regăsim toți în... Da, da. De asta mentalitatea noua, construirea unei noi mentalități e cel mai important lucru. Mentalitatea de a trece de la o carieră la o misiune și de a-ți urma ceea ce vrei să faci și de a avea credința că poți să construiești lucrurile așa cum vrei tu. Pentru că eu atunci când am plecat la drum, șansa mea a fost faptul că am învățat să fac coaching în bancă, am făcut niște cursuri acolo și apoi am aplicat destul de mult cu echipele mele și am văzut rezultate și atunci aveam o fundație. Dar nu pot să spun de câte sute de ore am avut îndoiala și după ce am plecat că ăsta e drumul meu și că sigur fac bine ceea ce fac. De asta, în acele momente, e important să ai lângă tine dovezi că e bine să mergi pe drumul respectiv. Unul din mentorii mei spune că viața unui antreprenor e similar cu bătăile inimii pe care le vezi pe acele grafice. Sunt sus și jos și atunci când e sus, să nu uiți că o să fii jos din nou și tindem să uităm tot timpul. Când suntem sus, avem senzația că niciodată nu o să mai fim jos și de aia când cădem atât de brusc și de brutal și ne e greu să ne ridicăm pentru că avem senzația că niciodată nu o să mai fie soare în viața noastră. Dar de fapt, și asta spun, de a construi o mentalitate de resilience, de rezistență pe termen lung și de încredere
de a muta încrederea, cum spuneam, de la încrederea pe care o pun alții în mine la încrederea pe care o am eu acum în mine. Pentru că acum am atât de multă încredere în mine încât pot să spun tot ceea ce în mine, să-mi exprim valorile fără să-mi pese dacă celălalt primește valoare sau nu din ceea ce fac. Pentru că am văzut că atunci oamenii primesc mai multă valoare, când eu sunt autentică și exprim ceea ce sunt. Și da. Da, e un pic mind-blowing, e un pic de neînțeles să am, unii ar putea să-i spună aroganță, să spun că nu-mi pasă ce înțelegi tu sau nu din ceea ce spun, dar eu știu că mă exprim de la nivelul inimii. Dar toată experiența mi-a arătat că ăsta e drumul, asta e calea și oamenii primesc valoare cu adevărat atunci. Și mai e ceva, în acel moment vor sta lângă mine oamenii care rezonează cu mine și cu mesajul meu. Am avut o perioadă destul de mare, iarăși, plecând din bancă, făcând lucruri într-un anumit fel, știind să fac vânzările și marketing într-un anumit fel, să-mi vând o imagine ca și coach, ca și consultant. Și ajungeam ca după o vreme să nu mă mai simt ok, să nu mai simt că pot să construiesc în anumite relații cu anumiți clienți. Și mi-am dat seama că era din cauza mea. Eu nu făceam. Pentru că, ok, ziceam, ei nu fac treabă, nu se întâmplă, nu, ei sunt de vină. Când am început să-mi pun întrebarea, așa cum făceam și în bancă, după ce am dat vina o vreme pe colegii mei, am zis, ok, ce fac eu greșit aici de nu merg lucrurile? Că de la mine pleacă, eu sunt lider. Și în momentul în care mi-am pus problema legat de clienții mei, ce fac eu greșit acolo de ajung în situația în care nu sunt împlinite și nu avem rezultate împreună, am dat seama că pleacă de la mine și de la mesajul pe care eu îl transmit inițial. Și de asta nu mai vreau să spun decât ceea ce sunt și ceea ce nu mai spun ceea ce vrea omul să audă și să-i fie bine, spun ceea ce cred eu că e relevant. Mai am o clientă care îi spun tot timpul, știi? Am putea să stăm acum, să mâncăm o prăjitură sau să avem o discuție faină și să râde, să glumim un small talk și ar fi totul fain și tu te-ai simțit bine și eu m-am simțit bine. Dar nu vreau asta. Chiar dacă poate ceea ce facem... Poftim? Nu ajută cu nimic pe ea. Da, dar pe moment nu ne dăm seama. Chiar dacă ți-ar fi confortabil acum, vreau să intrăm în inconfortabil acum. Vreau să-ți pun acele întrebări pe care nu ți le pune nimeni. Vreau să te provoc să vezi dincolo de aparențe. Că da, chiar am transmis un mesaj dimineața asta unei cliente și am spus, n-aș vrea să stric zenul, dar vreau să-ți arăt lucrurile astea. Pentru că nu mai vreau să ajungi acolo unde era în urmă cu câteva zile și de asta sunt acel om în viața clienților mei care le arată lucrurile care poate nici ei n-au curajul să le vadă, dar pentru că știu că pe termen lung asta le dă valoare și de asta lucrez doar cu oameni care sunt hotărâți, sunt determinați și vor să facă o schimbare. De fapt, cei mai buni clienții mei sunt oameni care sunt ca mine. Pentru că acolo rezonăm cel mai bine și cu ei pot să le aduc cele mai multe rezultate. Oamenii vor, toți oamenii vor să aibă mai mulți bani și dacă se poate și libertate. Dar da, de acolo până, știi, din toți, până la ajunge, probabil nu tot, 90% și-ar dori asta, mai mulți bani și mai multă libertate, de fapt, cred că cam toți, până la nivelul de cei care fac pași în direcția asta și cei care își asumă, nu știu dacă sunt 10%. Dar asta nu mă oprește pe mine să nu continui să fac ceea ce fac. Că aș putea să mă uit și să zic, păi n-am piață, cu cine să lucrez? Că uite, nu sunt oameni care să își dorească să facă un pas în viața lor. Și asta am crezut, într-adevăr, o vreme în care n-aveam încredere în mine și nici nu vedeam în jur oportunitățile. Până mi-am schimbat mindset-ul și am văzut că sunt oportunități. Eu mi le creez, nimeni altcineva. Da. Cred că de asta au nevoie, de fapt, oamenii, de cineva să-i împingă de la spate.
chiar dacă e inconfortabil ca cineva să-ți spună adevărul, peste o zi, două, trei, o să-ți dai seama, nu-mi place, dar hai să încerc și varianta asta. Să știi că fiecare relație cu clienții mei e diferită. Cu absolut fiecare. Pentru că eu le dau voie să se exprime exact ceea ce sunt ei. Nu, aș putea să zic, uite, asta e, urmezi pașii ăștia, știi? Și ajungi la business. Niciodată nu fac asta. Absolut niciodată. Mă duc în lumea lor și construiesc împreună cu ei business-ul în jurul a ceea ce ei sunt, în jurul valorilor lor, în jurul vieții lor și a pasiunilor. Și de asta e o construcție care durează un pic mai mult, pentru că acel business va fi absolut unic. Știi? Dar va rezista și nu doar că va fi un business, că poate în 5 ani își vor da seama că nu, că au altă pasiune, nu că nu mai vor asta, că au altă pasiune pe care vor să o dezvolte. Dar deja au fundația stabilită, au mindset-ul, au mentalitatea gata construită, au abilitățile ca să se poată duce mai departe în orice lucru. Mie nu-mi plac commitment-urile, angajamentele pe termen lung, în nimic nu-mi place să știu că stau acolo pe termen lung. Vreau să simt că am libertatea, pentru mine libertatea e cea mai mare, cea mai importantă valoare și de asta cumva îi trec pe clienți prin procesul ăsta, dându-le tot timpul încredere în ei că pot singuri. Tocmai ca să-i văd că încep să-și ia zborul singuri și că le dau libertatea să încerce și să eșueze. Nu le spun eu, vezi că acolo o să eșuezi. Încearcă și asta, hai, vezi dacă merge. Eu sunt acolo să te prind, să-ți arăt, știi, să învățăm împreună lecțiile. Asta da, nu o să te las singur când cazi, dar nu sunt acolo să fac călătoria în locul tău, sub nicio formă. Cum ziceam, fiecare client e diferit. Unii vin la mine și e ceva de genul, efectiv așteaptă de la mine the magic pill, știi, să le dau acea soluție care să funcționeze universal. Și eu sunt ăla care le spune clar în față, nu există. Și eu nu sunt pentru asta. N-avem ce să povestim dacă asta aștept. Și știi, ei zic, a, nu, dar vreau să construiesc. Dar atitudinea lor, asta trădează, știi? Asta e mentalitatea. Și atunci, ok, vrei my way or no way, știi? Folosesc multe, foarte multe cuvinte în engleză pentru că jumătate din timpul meu și din ceea ce fac e alocat în Mindvalley și foarte mult din ceea ce fac dezvoltare personală e în limba engleză, așa că uneori mi-e greu să-mi dau resetul, dar mă străduiesc. E, nu știu, este o limbă internațională și cred că ar trebui toți dintre noi să înțelegem baza, cuvintele de bază. Pentru mine e normală. Da. Deci am senzația că uneori exprimăm, la nivel în engleză, anumite lucruri se exprimă mult mai bine. Și poate și pentru faptul că business-ul, dezvoltarea personală, toate au fundamentul acolo. Și acum, cred că 70-80% din business, dezvoltare personală, de acolo vine. Acolo sunt cei mai buni, cei mai valoroși oameni în zona asta. Și de asta și faptul că vorbim atât de multe, folosim atât de multe din cuvintele în engleză. Cred că sunt multe pe care nici nu le poți să le traduci, dar nu transmit același lucru. Așa. Nu ajungi la esență. Am și eu multe, mă inspir din multe bloguri și interviuri în engleză și încerc să caut cuvântul, dar îl pun într-o traducere apropiată, pentru că nu, pentru mine în românește nu sună la fel de bine, nu găsește esența acolo. Deci e foarte bine, pentru mine e ok. Vreau să te întreb dacă ai făcut multe sacrificii și dacă crezi că este nevoie să faci multe sacrificii ca să reușești sau contează parcursul, chiar dacă astăzi dai 10%, mâine nu dai nimic și poi mâine dai 20%, tot o să ajungi la același rezultat. Nu cred în hard work și în hustle. Sunt acele două mentalități
cuvinte care se folosesc foarte mult. Cred că e posibil să creezi valoare de la un alt nivel, mai ales când lucrezi cu oamenii și mai ales când ajuți. Și, dar în schimb, când spuneai de sacrificii, e nevoie de un reset. Când lucram în bancă, aveam un anumit standard, inclusiv la nivel de cheltuieli. Și de multe ori, în mod inconștient, când nu suntem împliniți noi cu noi, ne cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie, având senzația că alea o să acopere goluri. E shopping-ul, sunt tot felul de lucruri din astea care, shopping-ul de haine sau fashion în general în ceea ce privește femeile, dar sunt o grămadă de alte lucruri, ne cumpărăm lucruri prin casă sau pentru că refuzăm să ne uităm la noi, că atunci ceva nu ne împlinește. Și momentul în care am plecat din bancă, am decis să... Îl auzeam pe Grant Cardone care spunea tot timpul că el e... Eu m-am gândit la el. E ultra milionar, nu știu așa că a ajuns la miliarde, dar sigur zeci sau putea și sute de milioane să aibă business-ul lui. Dar el spunea că trăiește tot timpul ca și cum ar fi la limita falimentului. Adică și asta a fost atât de important, a fost lecția asta pentru mine, n-aș fi înțeles-o, dar am redus toate cheltuielile la minim și am vrut să văd, ok, cât pot, pentru că mi-a dat o încredere în mine lucrul ăla, absolut, momentul ăla, absolut extraordinar. Elon Musk, exact la fel a făcut când și-a pornit compania. A mâncat de un dolar pe zi. Și-a propus să vadă dacă poate mânca de un dolar pe zi. Faptul că poți, de fapt, să ai atâta libertate și că nu ești atât de mult la mâna celorlalți legat de bani, îți dă încrederea în tine de care ai nevoie. Și pentru mine ăla a fost un reset foarte important. Aveam și rezervele, dar am vrut și să-mi demonstrez mie că pot. Că pot, că am și o altfel de mentalitate. Pentru că, de fapt, știi, eu totdeauna în viață am încercat. Nu pot să vorbesc despre ceva dacă nu am experiența respectivă. Și mi-a plăcut, fiind foarte curioasă, să intru în tot fel de experiențe. Adică dacă vedeam ceva, trebuia să încerc. Să știu dacă îmi place sau nu. Îmi place să stau pe margine și să dau cu părerea. Mi se pare că niciodată nu e relevant când ești în tribune și vorbești despre ceva. Și da, și atunci am vrut să încerc să văd cum e. Și acum urmăresc cheltuielile cu strictețe și asta le recomand tuturor clienților mei. Ăla am de putere și inclusiv am unul din foldere din în tabel, e una din coloanele din tabel, e pentru mine și acolo îmi pun inclusiv abonamentul de la gym sau dacă îmi cumpăr haine sau cu orice mă răsfăț și când inclusiv cursurile, tot acolo mi le pun. Dar când acolo suma e foarte mare, înseamnă că din nou am uitat să mă uit la mine și caut ceva în afară să mă valideze. Și toate cheltuielile alea, deci tabelul ăla, întotdeauna îmi dă câte o conștientizare și nu doar legat de asta, și de celelalte cheltuieli, mă duce cu picioarele pe pământ de fiecare dată. Și pe de altă parte urmăresc și veniturile. Iarăși ceva ce lucrez cu clienții mei și fac grafic. Deci am și graficul se face automat. În fiecare lună îmi urmăresc, pentru că știi când ești angajat, iarăși, mentalitatea. E același flat line de salariu. Aici e de sus și jos. Și așa sunt lunile. Și pentru că poate într-o lună nu te-au plătit sau, știi, factura s-a mutat pe cealaltă lună. Dar așa sunt. Și e extrem de interesant cum și doar din acel grafic am văzut. În momentul în care am început să lucrez cu coachul meu, ăla a fost unul din salturile de încredere, leap of faith. Uite, vezi, asta e diferența între leap of faith și salt de încredere. Cât de, e mult mai relevant în engleză, cel puțin pentru mine.
În momentul în care am început să lucrez cu coachul meu, nu-mi permiteam. Din veniturile mele, nu puteam să o plătesc pe ea. Bineînțeles, aveam rezervele și am zis, o să încerc o lună. Da, știi cum am intrat? Cu atât de multă teamă, dar știam că vreau ceva în plus. Pentru că știi, dacă faci tot ce ai făcut, o să ai tot ce ai avut. O să ai aceleași rezultate pe care le-ai avut. Și după o lună am zis, mai a fost fain. Și parcă încep să se vadă ceva. Hai că mai merg o lună. Mai vreau o lună. Da. După a doua lună, când am început să văd cu adevărat rezultatele, am zis, I will go all in. În 6 luni mi-am crescut veniturile de 15 ori. Veniturile lunare. Deci veniturile din luna octombrie față luna aprilie au fost de 15 ori mai mari. Și atunci am mai făcut un leap of faith când m-am înscris la Mindvalley să mă duc la conferința de la Istanbul. Și iarăși acolo a fost un reset. Era în octombrie. A fost un reset care mi-a dat un super reset pentru anul următor. Și știi, toate astea sunt... Nu cred într-o chestie constantă. Omul crește, dacă ar fi să te uiți la o viață sau un viitor care urmează o traiectorie, așa crește un om obișnuit, știi? Eu cred în astea, în salturile astea. Și salturile astea se întâmplă și după aceea mai încă unul și încă unul. Salturile astea se întâmplă exact în astfel de momente. Când faci ceva ce n-ai mai făcut, dar ceva puternic, știi? Ceva care să lucrezi la mentalitatea ta, dar ceva să te scoată din ceea ce ești și să-ți dea un boost de pe termen lung. Te demotivează când ai căderi? Acum nu știu că mai ai căderi atât de impresionante. A, scuze! Ne înțelegem, e? Deși nu pare, pentru că vorbesc extrem de mult, eu sunt introvertită. Am nevoie de timpul meu cu mine. Și în principiu sunt weekendurile în care mă izolez față de lumea din exterior. De multe ori, vinerea, de obicei, partea a doua zile e doar pentru mine. Mă duc la țară, la tata, în grădină și îmi las telefonul, nici nu mă uit la el, oricum n-am notificări pe telefon, cum spuneam, de libertate, dar așa pot să lucrez mai bine, când am grijă de mine prima dată și de acolo mi-au foarte multă energie. Dar mai am momente de cădere. Ce pot să spun e că nu mai sunt atât de puternice ca de departe nu mai sunt. Deci nu mai au intensitatea aia. Apare conștientizarea foarte repede. Ideea este că din stările de confuzie apare un nou nivel, un nou reset. Doar, știi, doar că înainte confuzia și lupta era unor de zile și săptămâni și poate luni, cum a fost atunci când nimeni n-avea nevoie de mine, a fost momentul ăla de reset total. Atunci au fost câteva luni în care mă loveam capul de pereți, nu știam ce să fac. Și acum conștientizarea apare, sigur în aceea zi, dar poate să apară în câteva minute sau maxim în câteva ore. Ce mă ajută foarte mult e că am... oameni în jurul meu, ele se numesc lifeline relationships. Sunt relații de... în românește s-ar traduce de viață și de moarte. Sunt oameni în fața cărora pot să fiu vulnerabilă 100% și nu mi-e teamă, în care sunt deschisă total. Acelor oameni pot să le spun că mi-e frică, că mă simt vinovată, că am făcut o tâmpenie, că le pot spune cele mai mari slăbiciuni ale mele și nu mai mi-e teamă. Momentul în care am început să fac asta, în urmă cu mai mulți ani, a fost momentul care mi-a dat extrem de multă forță. Nu l-am înțeles atunci, eu l-am făcut inconștient, l-am descoperit cu timpul. Vulnerabilitatea înseamnă, de fapt, eliberare și ne dă
Vulnerabilitatea e fundația pentru ceea ce construim în lume. Cu cât putem avem oameni, grupuri cu care putem să fim extrem de vulnerabili, vom putea construi o clădire mai înaltă. Una fără cealaltă nu merge. Noi avem senzația că la noi o să meargă. Mergem așa și mergem sus. Acolo, vindecarea și iarăși faptul că eu le povestesc, de obicei dau mesaje vocale, unii dintre ei nu sunt, cei mai mulți nu sunt în România sau în time zone-ul nostru, și oamenii ăștia sunt acolo pentru mine nu ca să mă valideze sau să spună faci bine sau faci rău, eu vorbind cu ei la un anumit standard, pentru că eu am un standard când vorbesc cu ei, ei sunt standardul meu, în acel moment eu am conștientizări, eu mă autocăuciuiesc în momentele alea. Și uneori, ok, și mesajele lor mă ajută foarte mult, dar e în primul rând faptul că am acel spațiu de siguranță în care pot să vorbesc. Și asta fac cu clienții mei, le dau acel spațiu în care pot să se exprime, să fie ei înșiși, în cea mai pură variantă a lor. E cel mai mare cadou pe care îl fac clienților mei. Faptul că am un spațiu și un loc și un om în fața cărora pot să fie vulnerabil. De ei depinde cât se deschide, asta e evident. Dar... Dar cumva observ că oamenii ajung să aibă încredere în mine tot mai repede. Adică și după o zi, două, după ce începe să lucrăm împreună, încep să se deschide să-mi spună lucruri pe care poate nu le-au spus niciodată nimănui. E cea mai mare dovadă de încredere pe care mi-o poate face un om să-mi spună asta. Mi s-a întâmplat în bancă prima dată și am fost extrem de șocată când a venit cineva și mi-a spus că eram și coach pentru oamenii din echipa mea. Și mi-a spus că vrea să-mi spună ceva ce n-a spus nimănui niciodată. Și a fost copleșitor, dar în același timp m-am simțit foarte bine și mi-am dat seama că fac bine ceea ce fac. Și asta e și aici cu clienții mei. Le dau acel spațiu ca ei să se exprime, să fie ei înșiși. Da. Mulțumesc tare mult. Suntem... Nu mai avem prea mult timp. Poți să-mi spui în 2 minute ce faci tu ca să te reconectezi cu tine, ce faci tu în timpul tău liber ca să te relaxezi, să Învăț foarte mult, foarte mult. E tot timpul învăț, pentru că eu cresc și atunci clienții mei vin după mine. Știi? Nu pot să stau și cresc foarte rapid. De asta... Foarte mulți oameni nu țin ritmul meu și atunci am învățat să nu mă mai agăț de oameni pentru că nu mă mai regăsesc sau ei nu se mai regăsesc în preajma mea. Dar asta fac foarte mult și, cum am zis, natura pe mine mă ajută extrem de mult, zonele izolate, meditez foarte mult, fac yoga, citesc și studiez de la comportamentul uman la... Și toate mă ajută, pentru că comportamentul uman e fundația pentru orice marketing posibil. Tot timpul, cum am zis, sunt curioasă și atunci fac foarte multe lucruri care îmi fac plăcere. Eu mă relaxez și când conduc întâlniri cu 20 de oameni în Mind Valley pe teme de vindecarea traumelor sau de networking, adică tu te relaxezi continuu. Da, după cum vezi, am și o gamă foarte diferită. Da, am un mentor care spune că atunci când îți place ceea ce faci, în fiecare zi câștigi 8 ore de viață. Când nu-ți place, pierzi 8 ore de viață. Știi? Și eu asta simt, că în fiecare zi primesc mult mai multe ore, da. Mulțumesc mult! Cred că am învățat enorm de multe în aproape o oră de stat de vorbă cu tine. Și spune-mi, te rog, unde te putem găsi? Ai un site, ceva, în care te pot găsi oamenii? Da, am un site care abia la început. Adică, n-am simțit nevoia. Da, e monicaducu.ro.
Și sunt pe Facebook, sunt pe Instagram, sunt pe LinkedIn și răspund la mesaje când oamenii îmi scriu, totdeauna știi și tu. Da. Eu de obicei spun că nu răspund repede, dar răspund. Deci asta cu siguranță, tocmai pentru că, cum am zis, n-am notificări și atunci îmi păstrez prioritățile. Dar de obicei seara îmi iau și o oră, două, răspund la mesaje. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu, mulțumesc, Dorina.